Astăzi Nicoleta vă prezintă un exercițiu pentru fese care poate fi făcut și acasă. Este foarte simplu, trebuie să aveți la îndemână doar un scaun sau o bancă sau orice suprafață pe care să puteți să pășiți. Mușchii feselor sunt puternic implicați în această mișcare de cățărare și de aceea această mișcare poate fi efectuată dacă aveți la îndemână niște scări, scaun. Hai să vedem exercițiul. Este destul de ușor, dar dacă vă dezechilibrați, să mă folosiți de un perete. Da. Și vă sprijiniți în două degetele. Am ajuns. Și perete. Am ajuns perete, da. Schimbăm piciorul. Se spune câte repede. Păi nu așa repede, da. Este bine, eventual la început, dacă n-ați făcut, dacă n-ați făcut niciodată acest exercițiu, e bine să o luați ușor. Să vă familiarizați cu el. Că pe urmă o să faceți o febră la fese, dar nu o să puteți să stați jos pe scaun. Da, încă o dată peretele de care se sprijine. Dacă doriți să măriți zona respectivă, este bine să luați două gantere în mâini, în așa fel încât să nu puteți depăși 10 repetări la o serie cu un picior. Dar după ce ați terminat și cu al doilea picior, faceți o pauză de 2 minute. În cazul în care considerați că sunteți destul de dezvoltat sau dezvoltată în zona respectivă și nu mai aveți nevoie, dar doriți să tonifiați zona, este bine să lucrați doar cu greutatea corpului, în așa fel încât să puteți depăși 15 repetări. 4 serii cu 2 minute pauză între ele, în caz că lucrați cu greutate, și doar 30 de secunde pauză între cele 4 serii, dacă faceți doar cu greutatea corpului. De 2 ori pe săptămână, câte 4 serii din acest exercițiu, cuplat cu încă un exercițiu de 4 serii, tot pentru fese, pe care îl puteți vedea urmărind în această săptămână exercițiile speciale pentru fese pregătite și prezentate de Nicoleta Luciu. La îndrumarea domnului Florin Uceanu, care continuă să mă chinuie. Important este să încercați să nu coborâți într-o viteză foarte mare, să țineți mușchiul sub tensiune tot timpul, să urcați relativ lent, fără să împingeți foarte mult din piciorul de jos. Aceasta a fost emisiunea de astăzi cu Nicoleta Luciu. Și exercițiul de astăzi, vă așteptăm și mâine, cu drag, un nou exercițiu simplu și la îndemâna oricui.